Bună ziua! Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Vreau să precizez că Ministerul Afacerilor Interne continuă lupta împotriva criminalității, desfășurând acțiuni operative de amploare la nivelul întregii țări. La acest moment, la nivel național, sunt în desfășurare aproape 200 de percheziții domiciliare pentru combaterea infracționalității, tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale grave și protejarea comunității. Perchezițiile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de la unitățile de parchet competente, în cadrul unor dosare penale, în care se fac cercetări pentru săvârșirea unor infracțiuni grave, precum constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, delapidare, înșelăciune, uz de fals, camătă, șantaj, trafic de droguri și infracțiuni de corupție. Acțiunile desfășurate astăzi urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor bănuite, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal. Permiteți-mi să vă dau și câteva exemple. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub conducerea DICOT, efectuează 28 de percheziții domiciliare în județul Suceava la locuințele unor persoane bănuite de contrabandă. Din cercetări, a reieșit faptul că începând de anul trecut, o grupare infracțională specializată în contrabandă calificată ar fi introdus în mod ilegal pe teritoriul țării noastre aproximativ 11 milioane de țigarete provenite din contrabandă, pe care ulterior le-ar fi comercializat pe piața internă. Introducerea țigaretelor s-ar fi realizat prin trecerea acestora peste frontiera verde cu Republica Ucraina, prin locuri stabilite anterior, situate în județul Suceava. Contrabandiștii au beneficiat și de sprijinul a 7 polițiști de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Brodina. Prin activitatea derulată de membrii acestei grupări infracționale, s-a cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de peste 1,6 milioane de euro. Doresc să menționez că Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a acordat sprijinul necesar organelor de cercetare penală pentru instrumentarea acestui dosar. În funcție de rezultatul cercetărilor, vor fi dispuse măsuri în conformitate cu legea 360 din 2002 privind statutul polițistului. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne manifestă toleranță zero față de astfel de fapte și a solicitat luarea de măsuri ferme față de lucrătorii instituției care încalcă legea, dar și pentru prevenirea unor astfel de fapte. Alte 24 de percheziții au loc în Ialomița, Alați, Vrancea și Vaslui, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de delapidare cu produse petroliere, cu un prejudiciu estimat de 400.000 de lei. Totodată, în Brăila, București și Galați, sunt în desfășurare 23 de percheziții domiciliare într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj. Un alt caz. Polițiștii de GHEA, sub coordonarea procurorilor din cadrul DNA, pun în executare aproximativ 60 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal privind fapte de corupție. Printre suspecți se află și angajați ai Serviciului de Permise și Înmatriculări Suceava, dar și alte persoane fără calitate specială, implicate în activitatea ilegală de obținerea permiselor de conducere și de înmatricularea vehiculelor. Vreau să subliniez faptul că structurile Ministerului Afacerilor Interne au participat activ la instrumentarea acestui dosar, depunând toate eforturile pentru identificarea persoanelor vinovate, astfel încât toate aceste persoane care au comis fapte ilegale să fie trase la răspundere. Probele administrate în acest caz au evidențiat crearea unei rețele de intermediere a obținerii permisului de conducere prin fraudarea probei teoretice și a celei practice, în schimbul unor sume cuprinse între 5.000 și 7.000 de euro pentru un permis. Într-un alt dosar instrumentat de colegii de la DGA, sub coordonarea procurorilor, se efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, de spălarea banilor și de constituirea unui grup infracțional organizat, săvârșită în perioada 2018-2020. Totodată, la acest moment, procurorii DNA, împreună cu polițiștii anticorupție din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea, efectuează percheziții domiciliare pe raza județului Vâlcea într-o cauză referitoare la fapte de corupție, divulgare de informații nedestinate publicității și obținere pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE. Este vorba de obținerea de subvenții de către mai multe persoane din județul Vâlcea în perioada 2019-2020 în cadrul programului național APICOL.
Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru combaterea infracționalității de orice fel și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. Pe parcursul zilei, în funcție de evoluția anchetei în fiecare caz, Poliția Română va oferi alte informații ce pot fi date publicității. Vă mulțumesc!